Liceenii au dat astăzi startul celei de-a noua ediție a Olimpiadei Liceelor, organizată de Primăria Slatina. Deschiderea a avut loc în amfiteatrul Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu, acolo unde candidații la funcția de europarlamentar de Slatina și-au prezentat platforma Program. Concursul a continuat și în această după-amiază cu probele de basket și fotbal, la care primii intrați în competiție au fost elevii de la Carol I, Metalurgic, Ion Mincu și Alexe Marin. Aștept, în schimb, să ne surprindă ei pe noi cu o prezentare și o implicare care nu s-a mai văzut până în momentul de față, în celelalte ediții, și cel mai bun să câștige. Miercuri, echipajele celor 9 licee sunt așteptate la IPTAPA pentru a susține proba teoretică din disciplinele matematică-informatică. În următoarele 3 weekenduri, liceenii vor lupta să acumuleze cele mai multe puncte pentru ca școala pe care o reprezintă să câștige marele premiu. Competiția se va încheia pe 24 mai cu un spectacol surpriză. Vom avea cu siguranță un spectacol care să fie pe placul nu numai al copiilor, ci și pe placul părinților, al bunicilor, pentru că nu e așa, o astfel de olimpiadă nu putem să o cheiem altfel decât printr-un spectacol de înaltă clasă. Tot atunci va avea loc și spectacolul concurs în care vor fi desemnați Miss și Mister Olimpiadă, cei mai buni dansatori și interpreți, și va fi anunțat europarlamentarul de Slatina.